Acum, haideți să vedem cum se schimbă actele românilor. Facem încă un pas spre marea digitalizare promisă de guvern. Actele de stare civilă vor putea fi obținute electronic. De ieri se întâmplă acest lucru în Cluj-Napoca, în Constanța, Slobozia, Iași. Sunt mai multe județe unde se face acest lucru și fizic, dar și digital. Și este alături de noi chestorul Cătălin Giulescu. Este directorul Direcției Generale de Evidență a Populației. Mulțumesc pentru prezență, domnule Giulescu, de ieri. Ce putem să obținem. Tot sperăm și în momentul în care o să avem și buletinele electronice gata. Ce putem obține acum în format digital? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Începând de ieri, funcționează la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Ilfov și la șapte municipii reședințe de județ, cele cuprinse în comunicatul Ministerului Afacerilor Interne, o platformă în care ofițerii de stare civilă înregistrează în format digital anumite evenimente de viață. Deocamdată, în platformă sunt funcționale evenimentul de viață naștere și evenimentul de viață deces. Certificatul de naștere, certificatul de deces, văd că ne-ați adus și specimenele, ajutați-ne, arătați ne vă rog. Putem și să nu mai facem drumul acela la evidența populației? Putem să obținem totul online? În acest moment, da. Se eliberează la nivel generalizat această formă a certificatului de na naștere. Da. Iar începând de ieri, la nivelul celor șapte municipii, se eliberează acest tip de certificat de naștere, tipărit, arată în această Așa. formă. Da. Da. În funcție de opțiunea cetățeanului, putem elibera certificat fizic, tipărit sau certificat digital. Deci, aceeași formă, dar într-un format digital, digital pe care îl primim la adresa de poștă electronică pe care o comunicăm. În acest moment, începând de ieri, noi am pus în funcțiune platforma pentru ofițerii de stare civil. Avem interconectate 48 de unități administrativ-teritoriale, cele din municipiul Ilfov toate, plus șapte municipii. Dar nu în București, în București, o gata. Bucureștiul nu. va rămâne ultimul, din nefericire pentru noi, fiind uh, cea, mai mare, cea mai mare unitate administrativ-teritorială, cu o populație care reprezintă cam 10% din populația României, uh, va fi conectat ultimul. Uh, vor fi extinderi zilnice, începând de mâine, până în următoarele 6-8 săptămâni, când toate cele 3188 de unități administrativ-teritoriale vor fi conectate. Eu apreciez că. Interacțiunea online cu cetățeanul, adică fără prezență fizică, așa, va fi așa. posibilă într-un interval de 4-6 săptămâni, având în vedere că avem foarte puține unități administrativ-teritoriale interconectate în momentul acesta, cererile cetățenilor ar, care se adresează. Fiecare unități administrativ teritoriale ar rămâne fără răspuns în acest interval. Deci, la momentul în care vom avea o masă critică, eu apreciez peste 1500 unități administrativ teritoriale, la momentul respectiv și portalul care este funcțional în momentul acesta și pe care noi uh, îl vom expune public, va deveni funcțional și pentru cetățean. Foarte important că ne salvați de drumul petrecut. Vreau un format digital, atunci nu mai trebuie să merg acolo să semnez și să fac, o pot face de acasă. Spuneți că în 6 săptămâni, 4-6 săptămâni o să putem face acest lucru. Deocamdată pentru certificatul de naștere și cel de deces, ce se întâmplă cu restul actelor? Buletinele pe care le așteptăm să le putem obține așa, să fie cele electronice cu chip, să fie gratuite? Pe de o parte, infrastructura stării civile. Cunoaște o reformă totală. Gândiți-vă că, în prezent, înregistrarea se face cu cernală neagră pe aceste tipuri de registre. Aceste registre sunt înlocuite cu un registru digital, complet digital. Reforma are loc la 120 de ani după înregistrarea primelor acte de stare civilă. E o reformă completă și foarte complexă care a presupus uh, reinstruirea a aproximativ 6000 de ofițeri de stare civilă, da? Deci uh, infrastructura este complet digitală. Uh, sistemul informatic este în opinia noastră primul gândit și proiectat să fie interoperabil cu administrația cu întreaga administrație publică, astfel încât într un interval apreciat de noi de 3, 4, 5 ani maximum cetățeanul să fie exonerat în România de obligația de a mai prezenta certificatul de stare civilă, având în vedere că acesta va putea fi uh, posibil electronic. Iar în ceea ce privește cartea electronică de identitate, vă asigur că chiar în momentele în care discutăm, se realizează niște teste tehnice esențiale sub aspectul securității și este foarte posibil să avem, într-un interval de 3, maxim 4 luni, niște informații extrem de frumoase pentru întreaga societate. Mulțumesc, domnule!